Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Sfânta Maria. Sfânta Maria, care este sărbătorită de toți creștinii, dar pentru creștinii catolici este o sărbătoare deosebită. De ce? Veți afla pe parcursul emisiunii, din discuția cu invitatul meu, preotul Felix Roca, responsabil cu oficiul pastorația tineretului oficiul din, pentru pastorația, pentru pastorația tineretului din diaceza Eu mă spun să nu complicați cu titlurile. Departamentul de tineret sau responsabil cu, cu tineret. Haideți să spunem departamentul de tineret. Lăudat fie Iisus. În vecii vecilor, bine, ne revedem și ne reauzim. Această sărbătoare este una deosebită pentru credincioșii catolici, nu? Este vorba despre un pelerinaj care se va întâmpla unde? La Căcica, în frumoasa Bucovina, în județul Suceava. E o sărbătoare deosebită și pentru creștinii catolici și pentru creștinii ortodoxi. Și cu această ocazie, iată, avem și acest pelerinaj la sanctuarul dedicat Sfintei Fecioare Maria de la Căcica. Acest pelerinaj înseamnă că nu numai cei din Iași, din Piatra Neamț, din Bacău, din Suceava vor veni acolo, ci vor veni din toată țara. Toată lumea este invitată, în sensul că da, vin din toată țara. Vedem în ultimii ani și această, spun, acest aflux a celor care, a românilor care sunt în străinătate, lucrează și vin cu părinții sau cu bunicii. Hai să mergem la Căcica. Vin în concediu și probabil părinții, bunicii spun, hai să mergem și la Căcica și vedem cum vin și din mai multe locuri. Deci e un loc de pelerinaj, să spunem, internațional, chiar dacă este un sanctuar al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, mai în zona Moldovei. Bun, dacă ar fi să discutăm despre această sărbătoare, anul trecut a cam ca fost, anul trecut a trecut așa, cu cele bune și cele rele, că erau mai mult rele, dar au trecut. Anul acesta vă așteptați la un aflux mare de pelerini? Nu facem previziuni, invitația este și anul trecut a fost invitația cu toate măsurile de siguranță, cu tot ceea ce s-a respectat și am văzut lucrul acesta. E clar că a fost mai puțină lume, dar a fost lume și evident anul trecut mai mult rugăciunile și într-un mod oficial, dincolo de cele personale, s-au îndreptat către Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria ca să trecem peste această pandemie sau cum vrem noi să treacă această pandemie. Să treacă și pandemia, dar să trecem și noi peste pandemie, pentru că... Poate să învățăm ce trebuie să învățăm din această pandemie. E clar, nu știm câte persoane vor fi. Cert este că am văzut și anul trecut persoane care cu precauție, cu sensul realității, au zis, totuși, avem nevoie de Dumnezeu. Mai ales în aceste timpuri avem nevoie să ne rugăm, îi încredințăm. Am întâlnit persoane care zic, mama sau tata, bunicul, bunica, veneau zeci de ani de zile, anul ăsta nu au venit, dar au zis, dacă mergi tu, reprezintă-mă și pe mine. Deci a fost acea legătură, acea comuniune, corect, dincolo de numărul de persoane prezente acolo, e clar, prezența face foarte mult, dar multe persoane care în spate cred că au purtat mai mult rugăciunile atâtor persoane care au zis, uite, nu-mi permit, sunt persoană vulnerabilă, nu am curajul, foarte normal lucrul acesta, dar care n-au zis, nu-mi mai pasă. Și au zis, uite, dacă tu te duci, tu ai curajul acesta, poartă și rugăciunile mele. Și aceasta este un sens extraordinar de comuniune, de rugăciune, ca să nu ne gândim că în fiecare an câte persoane bolnave și noi știm stau acasă și ascultă televiziunea dumneavoastră, mijloacele noastre de comunicare ale Episcopiei, dar ascultă toate celebrări sau vizionează toate celebrări și într-un fel sunt acolo. Deci așa persoane este, care doresc să trăiască această sărbătoare și e un lucru extraordinar. Cel mai grav este când spune nu mă duc, nu mai, mă tem, nu mă mai rog, nu mai pasă, nu, nu mai... Nu, deci, ar fi păcat. Nu, este și reversul medaliei, adică trebuie să înțeleagă lumea. Doamnelor și domnilor, suntem într-adevăr în plină pandemie. Nu putem să negăm acest fapt. Vine și valul 4. Dar cu măsuri de precauție este aproape, cum să spun, imposibil să nu mergi la acest pelerinaj. Dacă sunteți vaccinați, dacă purtați mască, pentru că o să vedeți, recomandarea este chiar dacă sunteți vaccinați, să purtați mască, nu e greu. Dacă respectați acea distanță de 1,5 metri, 2 metri, toate vor decurge într-un mod extraordinar de frumos. Bun, vreau să vă întreb un lucru, pentru că totuși organizarea unui pelerinaj nu e simplu, nu... Așa cred. Da,
Am înțeles că dumneavoastră vă ocupați și de partea de organizare în sensul de coordonare al voluntarilor, exact, nu? Exact, exact, da. Pentru că, într-adevăr, e un flux mare de persoane și chiar dacă ar fi mai mic, organizarea ar trebui să fie impecabilă, pentru că vin persoane care doresc un cadru în care să fie în siguranță, în care totul să fie organizat, să aibă ceea ce au nevoie și să stea liniștite aceste persoane, să se roage, să se bucure de celebrări. În momentul în care lucrurile nu sunt organizate, nu știi încotro trebuie să mergi, încotro ai nevoie de un obiectiv sau să ajungi undeva și nu știi cum să ajungi, e clar că resimte și pelerinul. Ceva nu merge ceva și pelerinul spune, domnule, parcă ar fi bună mai multă organizare. Da. Deci tocmai de foarte mulți ani, atunci când este pelerinajul acesta legat de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Cacica, sunt prezenți tineri voluntari. Și anul acesta avem înscris 90 și ceva de tineri, pentru că, nu o să fac acum toată lista, dar începând de la a dirija, a îndruma pelerinii până la aspectul de ordine, de curățenie, de ajutor la celebrările liturgice, toate au nevoie de mulți voluntari și ceea ce este minunat că nu vreau să exalt așa fără, nu fac fără motiv, eu țin foarte mult la acești voluntari, dar gândiți-vă că suntem în mijlocul verii, e vacanță. Toată și acești tineri renunță, poate și-au făcut vacanță la munte, la mare, e treaba lor, dar știu că în mijlocul lunii august vor să vină voluntari la Cacica și mare lucru. Tineri care ar putea să meargă în altă parte. E adevărat că e frumos și acolo. În Bucovina e foarte frumos, dar aleargă de dimineață până seară pentru a fi în slujba pelerinilor. Și asta este extraordinar la acești tineri. Bun, vorbeați de tineri. Părinte, vreau să vă întreb un lucru. În ultimii ani s-a simțit o revenire la biserică și a tinerilor sau tineri au început să scadă, cei care vin la slujbe, la... E greu de spus lucrul acesta, discutând cu mulți preoți și din parohiile episcopiei noastre, e clar că e o perioadă în care un pic totul s-a dat peste cap și nu cred că pot fi făcute referințe poate strict la anumite categorii, de exemplu, nu știu, tinerii în ultimii ani din cauza pandemiei sunt cei care au revenit cel mai puțin sau adulții, cred că e complicat lucrul acesta. Ca o paranteză, câteva, să spunem, departamente, oficii ale episcopiei, în această perioadă facem, să spunem, un sondaj, o cercetare, de fapt, dacă e să fim mai preciși, în care am cerut să răspundă la mai multe întrebări. E o perioadă în care se cântăresc aceste întrebări, se evaluează, se interpretează rezultatele, tocmai pentru că vrem să înțelegem, dacă vreți, fără exagerare și într-un mod științific, care este poziția tuturor credincioșilor, dar și a preoților și a călugărițelor referitor la realitatea bisericii. Și poate acest aspect ne va da mai multe informații, detalii într-un mod concret și, de ce nu, științific, pentru că ne bazăm pe răspunsurile pe care le-au dat. E clar că și tinerii sunt încă dați peste cap. S-a schimbat totul. Deci aș întoarce faptul că nu vin, ne responsabilizează pe noi mai mult ca biserică de a veni în întâmpinarea, mai ales a tinerilor. Discut un pic de, trag focul la oala mea. Mi se pare firesc. De ce mi se pare firesc? Pentru că toată lumea spune, dom'le, tineretul este viitorul nostru. Tineretul vor fi cei care mâine vor ocupa poziții de conducere tot. Mi se pare firesc ca și biserica să se gândească, dom'le, tinerii de astăzi sunt enoriașii care peste ani vor fi ați cei care vor să ridicat puțin mingea la fileu și trebuie să vă contrazic. De ce? Dar nu eu vă contrazic, ci Sfântul Părinte. Dar cum spune foarte mult, Sfântul Părinte, mai multe mesaje de ultimii ani, dar a spus lucrul acesta la Ziua Mondială a Tineretului din Panama, în care au venit tineri din lumea întreagă, au fost delegații și de România, au zis, voi nu sunteți viitorul bisericii și a societății, voi sunteți acumul, acum între ghilimele, acumul lui Dumnezeu. Aveți foarte dreptate, dar noi, să știți că, dincolo de finețe, nu e chestiune de limbaj, noi spunem tineri, viitorul, nu, asta înseamnă că ne gândim, peste ceva timp mai ocupăm cu ei, nu, ei sunt acum aici suntem cu ei, îi educăm, stăm aproape de ei, îi ajutăm, îi însoțim, pentru ca după aceea viitorul să fie strălucitor și pentru biserică și pentru societate. Deci, dincolo, nu e o chestiune de limbaj, este acumul, sunteți acumul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că acum, în aceste condiții, în acest cadru, că suntem într-o parohie mică, faptul că suntem la un pelerinaj, că vorbim de biserica, episcopia română-catolică de Iași, că vorbim de biserica universală, asta înseamnă că ne responsabilizează mai mult, nu numai față de tine, ci față de fiecare creștin.
toți am fost dați peste cap. Este înseamnă că fiecare clar. Are nevoie cu atât mai mult de biserică, fiecare simte că are nevoie să fie însoțit, un cuvânt bun, un cuvânt de încurajare, un cuvânt de susținere, un ajutor pentru a trece prin această situație. Cu atât mai mult cei care sunt vulnerabili, copii, adolescenții și tineri. Așa este. Bun. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă cei care ne privesc acum spun, domnule, aș vrea și eu să merg la acest pelerinaj, ce ar trebui să fac? Este cam târziu, nu? Nu este neapărat târziu, poate este mai târziu pentru cei care se organizează cu grupuri, să spunem, din parohii de genul sau un scris sau un grup, un autocar și nu mai sunt locuri, dar am văzut în ultimii ani s-a schimbat puțin modul de prezență. Eu mă amintesc și când eram copil, vedeam puzderie de autocare, da. Pentru că lumea nu avea autoturisme personale, ți-mi minte copil? Și erau grupuri, într-adevăr. Acum e mult mai ușor, pentru că dacă, de exemplu, o bunicuță, cum vă spuneam, o bunicuță dintr-un sat, a venit nepoții din Italia, din Germania și zice, hai să mergem la Cacica, hai să mergem la Împelina, ce fac? Am deschis mașina, avem tot ce trebuie și mergem. Deci nu e târziu. Dar dacă respectivii vin cu mașina acolo, au posibilitatea să o parcheze undeva? Au posibilitate de parcare, sunt foarte multe locuri de campare. Aș dori să spun că se caracterizează într-un fel pelerinajul de la Cacica, foarte multă lume vine cu mașina proprie, parchează și sunt locuri de campare, cu cortul, liniștiți. Toți acești voluntari îndrumă pelerinii către locuri de campare. Toți acești voluntari nu stau la hotel de 5 stele sau pensiuni, toți vin cu propriul cort și ei îndrumă. Deci sunt și câțiva voluntari, să spunem, din comunitatea de acolo, este o comunitate mai mică, dar acolo sunt indicații, acolo este parcare, acolo poate să meargă preoții cu mașina pentru parcarea lor, acolo poate să meargă preoții pentru Sfintele Spovezi, preoții poate să treacă de barajul acesta pentru că mai încolo e zonă, să spunem, închisă, dar ei poate... Da. Deci toate aceste informații sunt acolo. Cum? Ei trebuie doar să vină. Corect. Și să dorească nu-mi permite să spun, într-o trăire de pelerinaj. Nu călătorie, nu concediu, pelerinaj. Plec de acasă cu intențiile proprii, pentru ce anume vreau să mă rog. Știu că merg acolo, întâlnesc alte persoane care doresc să se roage. Am atitudinea potrivită. Tăcere când este tăcere, cântare când este cântare, rugăciune Corect. Când este rugăciune. Și pot să se otărească și rugăm să se otărească și în acest moment. De ce v-am întrebat? Deci voluntarii pot fi recunoscuți după o costumație? Da, sau, da. Adică voluntari... cei care ajung acolo spun, bun domnule, ajung acolo și cum? Că nu mă descurc. Nu există, sigur. Avem veste speciale care sunt de acum un brand al voluntarilor, veste Bleu-Maren, care scrie și foarte mare voluntar, dar să stea liniștiți că atunci că dacă te-ai oprit în mijlocul drumului și nu știi unde să mai mergi, vine cineva ca să degajeze drumul. Da, sunt prezenți. Suntem spre finalul emisiunii și vreau să vă întreb un lucru pentru cei care se hotărăsc acum să plece. Când vor începe sau când începe slujba? Toate aceste detalii se găsesc pe canalele de comunicare ale episcopiei ercis.ro, sanctuarcacica.ro și bine, pe Facebook și așa mai departe. Celebrările în mod normal încep pe 14 dimineața la ora 10 cu o așa numită celebrare penitențială. Este momentul în care îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate greșelile, pentru toate păcatele. Proții deja sunt disponibili la spovezi pentru a începe pelerinajul cu sufletul curat. Și apoi avem Sfânta Liturghie de deschidere la ora 12, după amiază, Calea Sfintei Cruci, o meditare a pătimirilor lui Iisus Hristos. O adorație euharistică, contemplăm pe Iisus Hristos prezent în Sfânta Împărtășanie, în Sfânta Euharistie. Seara la 18:30, Sfânta Liturghie, pentru tineri, seminariști, cei care se pregătesc să devină preoți, călugări, călugărițe, deci vedeți această atenție, apoi privegherea mariană, când se lasă întunericul, cu lumânări, cu lumini, apoi a doua zi, de dimineață, liturghie la ora 6 și participă foarte multă lume, liturghie în diferite limbi, maghiară, germană, poloneză și așa mai departe, în diferite locuri. Apoi la ora 11, Sfânta Liturghie solemnă a hramului și a sărbătorii la ora 11, cu care într-un fel se și procesiunea, cu icoana Maicii Domnului la Cacica, cu care într-un fel se încheie, să spunem, în mod oficial, pelerinajul. Sunt multe, multe puncte, deci de fapt sunt două zile pline. Trei zile, pentru că lume vine de pe 13, de exemplu, noi voluntari ne întâlnim deja pe 13 și multe persoane vin cu câteva zile înainte și pleacă după, își iau un timp de pelerinaj, de liniște, de odihnă. Așa este. Mulțumim foarte, foarte cu mult drag, pentru participare. Din toată inima. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, cei care ne urmăriți acum, mergeți la Cacica. De ce? Pentru că dacă mergeți acolo, veți simți acea liniște sufletească. Vă veți împăca cu toate cele pământești. Este un lucru extraordinar. Veți simți acea comuniune cu cei din jur.
Puteți să mergeți fără probleme, sunt locuri de cazare. Mergeți de astăzi, mergeți de vine, ajungeți acolo pentru a vedea ce înseamnă frumusețea locului unde se află acea biserică. Și o să vedeți că în momentul când vă întoarceți, vă întoarceți mai plin de energie. Cei care nu puteți să mergeți, urmăriți toate canalele media ale diecezei romano-catolice din Iași. Veți putea să fiți măcar cu sufletul la această minunată sărbătoare. Până data viitoare, cel bun! La revedere!